După 2 ani de inactivitate, orașul Pogoanele are din nou Consiliul Local Funcțional. Astăzi, în prezența subprefectului George Sava și a deputatului Marian Ghiveciu, au fost validați toți cei 15 consilieri locali. Tot astăzi a fost ales și viceprimarul orașului în persoana PSD-istului Constantin Dumitru. Toate acestea după alegerile parțiale din data de 25 mai. În vedere de punerea jurământului, se validează mandatele de consilier în Consiliul Local al orașului Pogoanele, ale candidatelor aleși la data de 25.04.2014. După o perioadă tensionată de 2 ani în care PSD și PNL nu s-au înțeles la nivel local, astăzi a fost constituit un nou mini-parlament local, rezultat în urma alegerilor parțiale. Erau semnale că liberalii vor boicota ședința, însă ei au fost prezenți și au nominalizat un candidat pentru postul de viceprimar. Numai că PSD a avut mai mulți consilieri, 8, prin care a și fost promovat viceprimarul. Prezent la ședință, deputatul Marian Ghiveciu i-a îndemnat pe cei 15 consilieri să lase deoparte orgoliile și să se ocupe de problemele comunității. Astăzi este un motiv să fim bucuroși, pentru că avem Consiliul Local. Cred că a fost făcut o mare nedreptate cetățenilor orașului Pogoane de a nu avea Consiliul Local și aș avea o recomandare pentru toți consilierii locali, dacă astăzi înainte să nu votați pentru problemele dumneavoastră personale, ambiții, să vă dați mâna astăzi să fiți o familie a orașului Pogoanele, să respectați cetățenii orașului Pogoanele, cei care v-au votat, v-au trimis în Consiliul Local și de astăzi înainte să votați numai în interesul cetățenilor orașului Pogoanele și ai satului Cântărești. Propun domnului primar, domnilor consilieri de la PNL și PDL, ca de astăzi să fim o singură echipă, să contribuim cu toții la dezvoltarea orașului Pogoanele, pentru că ambițiile nu mai au sens și noi vom fi judecați, atât eu cât și dumneavoastră, atât pentru nerealizările din orașul Pogoanele și satul Căldărești. Și cred că ar fi bine încă o recomandare ca de astăzi înainte să stabiliți măcar o persoană pe fiecare stradă, atât din orașul Pogoanele cât și din satul Căldărești, să participe la ședințele dumneavoastră, în așa fel încât să nu dezamăgiți electoratul. Vă mulțumesc, vă felicit pentru alegerea care ați făcut-o astăzi și vă urez succes. Iar atunci când aveți nevoie de sprijinul meu, dacă mi-o cereți, o să fiu prezent. La rândul său, subprefectul George Sava a declarat că pe viitor instituția pe care o reprezintă va monitoriza mai atent ce se întâmplă la Pogoanele, dar că este convins că noi aleși nu vor mai crea problemele din trecut. Sunt convins că la acest moment, acest Consiliu Local aleși de cetățeni în 25-a 2014 va face în așa fel încât această localitate să prospere. Vor conlucra, suntem convinși de asta și totul numai și numai în binele cetățeanului din orașul Pogoanele și satul Căldărești. Vizibil afectat de faptul că PSD constituie majoritatea în Consiliul Local, primarul liberal al orașului Pogoanele s-a arătat sceptic cu privire la cum se vor desfășura ședințele în mini-parlamentul local. Sper să colaborăm, deși, sincer, am dubii și aș vrea să mai participați la ședințele noastre de Consiliu și să dați pe post tot ce se întâmplă la ședințe. Politica, așa cum am spus mai devreme în timpul ședinței, a fost una transparentă și în anul trecut. Dorința mea este ca toți consilierii să sprijine ideile bune, să vină și dânsii cu idei, că eu sunt deschis la orice idee care aduce un bine pentru orașul nostru și să lucrăm bine, corect și în interesul cetățenilor. După validarea celor 15 consilieri, s-a trecut și la alegerea noului viceprimar. PSD-istul Constantin Dumitru a obținut 8 voturi, cu unul mai mult decât Dumitru Agapi, propus de liberali. N-ar putea să plec în această constituire a noului Consiliu Local, fără să mulțumesc celor care mi-au redat încrederea și sper să fac datoria din punct de vedere legal și să gândim cu toții că depinde de noi viitorul acestei comunități și satul Căldărești, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până la ora actuală, pentru că în această localitate a fost dizolvat un Consiliu Local și pare foarte rău. Noul Consiliu Local al orașului Pogoanele este format din 8 membri ai Partidului Social Democrat, 7 liberali și un membru al Partidului Democrat Liberal, configurație rezultate după alegerile parțiale ce au avut loc în data de 25 mai, odată cu europarlamentarele.